Videoclipul ăsta o să fie pentru tine ca o palmă peste ceafă de la colegul de bancă, atunci când dormi la o oră, dar te trezește ca să nu te prindă profesorul. O să fii supărat pe colegul tău de bancă pentru că ți-a dat o palmă, dar trebuie să-i fii recunoscător că te-a salvat de la nota 2. Adevărul este că ne este mult prea frică să facem ceea ce trebuie făcut. Și tu știi ce ai de făcut și eu știu ce am de făcut. Doar că ne este mult prea frică și preferăm întotdeauna să căutăm secrete, să căutăm hack-uri, să căutăm scurtături ca să ajungem acolo unde vrem. Știi foarte bine că dacă vrei să faci bani, va trebui să încerci diferite lucruri din care să faci bani. Știi foarte bine că dacă vrei o iubită, trebuie mai întâi să vorbești cu fetele ca să ajungi să-ți faci o iubită. Dacă știi lucrurile astea, de ce cauți pe YouTube tot felul de secrete? Pentru că știu că ai intrat pe videoclipul ăsta crezând că o să-ți spun o metodă mult mai ușoară decât metoda pe care o știi tu că trebuie făcută. Dar realitatea este că oricine te-ar minți că există o altă metodă, nu există o altă metodă. Să fii confident înseamnă să ai experiență. Eu sunt confident pe subiectul ăsta pentru că am experiență în subiectul ăsta. M-am izbit de realitate și am realizat că nu există secrete, nu există hack-uri, nu există scurtături ca să realizezi ceva în viața asta. Dacă vrei bani, fii dispus să încerci 100 de idei de business și să eșuezi la toate ca să faci o grămadă de bani din a 101 idee. Nu contează ce îți spun oamenii, realitatea te va distruge de fiecare dată. Dacă vrei să realizezi ceva în viața asta, lucrul ăla pe care știi că trebuie să-l faci, dar nu vrei să-l faci pentru că ți este mult prea frică, acela este lucrul care trebuie făcut și pe care dacă nu-l vei face, îți promit că nu o să fii persoana aia care vrei să fii. Frica de a fi un nimeni și de a nu realiza nimic în viața asta ar trebui să-ți depășească frica de a nu face un lucru. Spre exemplu, frica de a nu avea o iubită niciodată ar trebui să depășească frica de a vorbi cu fetele ca să-ți fie mult mai ușor să-ți depășești frica mai inferioară, ca să fie mult mai ușor să vorbești cu fetele. De asta, întotdeauna, trebuie să te gândești și la ceea ce se va întâmpla dacă nu vei face lucrurile pe care vrei să le faci. Nu te gândi doar la ce se întâmplă dacă faci treaba asta, nu te gândi că dacă vorbești cu fata aia se poate să fii refuzat, gândește-te că dacă nu vorbești cu fata aia, ești refuzat 100%. Dacă te duci să vorbești cu ea, ești refuzat 50% și poți fi acceptat 50%. Ai măcar niște șanse în avantajul tău. Așa că dacă vrei să fii confident, trebuie să ai experiență, iar experiența nu poate fi dobândită altcumva decât prin a încerca lucruri și prin a face lucruri, chiar dacă ți este frică, chiar dacă toată lumea îți spune să nu o faci, chiar dacă șansele sunt împotriva ta, orice s-ar întâmpla, dacă vrei să realizezi ceva în viața asta, trebuie să treci peste frica de a